Grupul cicliștilor Telormănene a participat astăzi, în Duminica Florilor, la o slujbă de binecuvântare oficiată la Mănăstirea Coșoteni. Acesta este al 4-lea an consecutiv în care cicliștii primesc binecuvântarea Domnului în lăcașul sfânt din Valea Liniștii. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Ne întâlnim aici în Valea Liniștii, în Valea Coșotenilor, pentru a împlini o rânduială de binecuvântare a cicliștilor din Telorman. Ceea ce în urmă cu 4 ani poate că era doar așa văzută de către mulți o joacă, iată că a devenit o tradiție. Ne bucurăm pentru faptul acesta că în fiecare an, la început de sezon, alegeți să veniți și să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu ca în tot anul dumneavoastră, al cicliștilor din Telorman, să fiți binecuvântați, iar Sfinții lui Dumnezeu, Gheorghe Pelerinul și Hristofor, ocrotitorul călătorilor, să fie împreună călător cu dumneavoastră, să vă ocrotească și să vă ajute în toată activitatea. Așa cum v-am urat în fiecare an, vă urez și anul acesta ca de la an la an să sporiți numărul dumneavoastră și mergând pe lângă ceea ce faceți dumneavoastră, să-L aveți tot timpul și pe Dumnezeu în gând și în inima dumneavoastră și pe buzele dumneavoastră. Acolo, pe lângă micile glume, glumițe ce le faceți între dumneavoastră, să fie totdeauna și vorbirea de bine despre Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca El, Dumnezeu, să fie totdeauna prezent în inimile și în viețile dumneavoastră. Cicliștii s-au cunoscut pe o rețea de socializare, uniți de pasiunea comună pentru cicloturism. Cum sunteți organizați? Există vreun club, o asociație a voastră? Nu este niciun club și nicio asociație, pur și simplu ne-am organizat pe un grup pe Facebook. Au început să adere cât mai mulți cicliști la acest grup pe care nici nu-i cunoșteam. Inițial eram doar persoane care ne cunoșteam între noi. Creând grupul, au început să vină din ce în ce mai mulți, mai ales după ce vedeau poze și clipuri de la ieșirile noastre. Care este scopul vostru? Scopul nostru este să ne simțim bine, să fim sănătoși și să facem sport. Ce activități desfășurați în această perioadă? Noi de obicei facem ieșiri aproape în fiecare săptămână, ieșiri din acestea scurte, plimbări în jurul orașului sau în județ, dar de mai multe ori pe an efectuăm și ieșiri în afara țării. În Bulgaria, de exemplu, avem 3-4 ieșiri pe an. Și în interiorul țării. De obicei facem cicloturism. Ne selectăm câteva obiective turistice, iar aceste obiective turistice le legăm printr-un traseu, ne uităm pe hartă pe unde ar veni, ne alegem și cazarea dacă este o perioadă mai îndelungată și în principiu asta este, sunt ieșiri cicloturistice. De unde a pornit această idee de a fi binecuvântați și dacă aveți un motiv special pentru care ați ales acest loc? La părintele, starețul de aici, a văzut, fiind prieteni, inclusiv pe Facebook, a văzut ieșirile noastre și a spus că ar fi o idee bună să facem la început de sezon o binecuvântare a cicliștilor. Din această perspectivă, am început în fiecare an să avem o astfel de binecuvântare, iar aici ni se pare o zonă, după cum cred că se aude și pe microfon, o zonă foarte pitorească și cu o doză de energie, îți dă o doză de energie pe care nu o poți descrie, te relaxează, e un cadru natural deosebit și de aceea. După slujba de binecuvântare și un tur al mănăstirii, cicliștii au pornit la drum cu un singur gând, asfalt uscat.